Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe acest canal. Pentru astăzi aș vrea să testăm împreună un produs pe care cele care mă urmăriți pe Instagram l-ați votat că vreți să îl vedeți. Am fost eu zilele trecute până în DM, am văzut noutățile, am postat pe Instagram și am întrebat cine ce ar vrea să vadă din noutățile postate. Erau 4 variante diferite, iar majoritatea a votat că vrea să vadă noul produs de la Maybelline 4-in-1 Perfector Glow. Este un produs foarte interesant, un dupe după un brand mai renumit. O să aflați mai mult un pic mai departe în funcție de cum îl testăm, în momentul în care îl testăm, și povestim despre el, pentru că clipul de astăzi despre el o să fie el, este vedeta. Este un produs interesant, nu știu să vă spun, acum că am aplicat toate produsele și așa, nu știu să vă spun dacă îmi place sau nu, dacă văd vreo diferență pe tenul meu sau nu, însă am nevoie să-l testez un pic mai mult timp și să văd exact ce și cum. Eu din ce am văzut, nu știu exact dacă în alte magazine erau mai multe nuanțe sau nu, în magazinul în care am fost eu, și anume cel de pe Moților din Cluj, am găsit doar două variante de nuanțe și l-am cumpărat pe cel 01 Light Clear. Din ce am văzut în online ar fi 5 nuanțe diferite, dar nu știu exact dacă și la noi au fost aduse sau nu, pentru că nu i-am întrebat pe cei de acolo dacă au avut și alte nuanțe sau doar acestea le-au primit. Însă ceea ce îmi place și ceea ce mă bucură foarte mult e faptul că din ce în ce apar și la noi mai multe noutăți, mai multe branduri se lansează și la noi în România și am ocazia, și aveți și voi ocazia de altfel, să testați foarte multe produse sau mai multe produse decât în general. Întotdeauna sunt cumva frustrată și supărată când mă uit pe YouTube și văd la fetele din afară cât de multe produse se lansează și eu când caut la noi să văd, mamă, oare nu e și la noi? Și când caut, nu e la noi, pentru că la noi apare când toată lumea se satură de el. Eu văzusem la un moment dat un review pe YouTube, l-am căutat să văd exact cum se treaba cu el, am văzut un review pe YouTube cu produsul acesta care era de vreo 2 ani. Acum nu mi-am dat seama să fi fost vreo diferență, ceea ce înseamnă că probabil și în afară s-a lansat mai de mult și că la noi abia acum a ajuns. Însă este un produs cumva interesant. Trebuie să-l testez un pic mai mult, să mă joc mai mult cu el, să văd exact înainte, după ce e cum e cu el. Însă, dacă vreți să vedeți exact care este prima mea impresie și cum este treaba cu el, eu zic să mă urmăriți mai departe. Gata, hai că mi-am prins părul. Rutina de skincare este făcută, m-am dat cu cremă de față, cremă de ochi, SPF, pentru că filmez în fața geamului și da, nu e ok pentru petele mele pigmentare. Iar astăzi eu vreau să testăm împreună această minunăție. După cum spuneam și mai devreme în intro, am postat pe Instagram câteva produse noi pe care le-am găsit eu unde. Și v-am întrebat acolo ce ați vrea să testăm împreună pentru prima oară. Erau așa, noua mascara telescopic de la L'Oreal. Însă, luna trecută am introdus, adică luna februarie, patru rimeluri noi în colecție pe care le-am testat și le-am deschis, așa că cumva speram să ziceți că nu vreți asta. După care mai era o pudră de la Maybelline pe care cel mai probabil o să mă duc și o să mi-o cumpăr un pic mai încolo. Și mai era fond de ten slash ser slash produs de skincare combinat cu produs de make-up de la Catrice, care seamănă foarte tare cu ăsta de la L'Oreal, True Match Nude Plumping Tinted Serum. Dar voi ați votat că vreți să testăm produsul acesta de la Maybelline. Așa arată. Și se numește așa, Maybelline Instant Anti-Age Perfector 4-in-1 Glow. Din ce am căutat pe internet să mă interesez așa un pic despre el, cred că ar exista undeva și o variantă mată. Acesta Glow am văzut că în afară este de mai mult timp pe piață, la noi abia acum s-a lansat. Eu nu l-am mai văzut până acum. Și zice aici că ar fi bază de machiaj, corector, iluminator, neutralizator. Beneficii la 4 produse într-un singur pas. Sigur că ți-l latră mai tare dacă poți.
și nu l-am desfăcut absolut deloc. Ambalajul seamănă foarte, foarte tare cu anticiarcănul lor Instant Anti-Age Eraser. Vedeți? Deci, practic, e același lucru. Ăsta este mai mare, mai butucănos, mai... ca și gramaj are 200 de mililitri. Mamă, așa mult? Nici nu m-aș fi gândit. Și acesta are 6,8. A, 20 de mililitri. Deci mă gândeam, unde Dumnezeu încă pe 200 de mililitri? Dar da, practic sunt la fel. Ce nu... Nu mă încântă neapărat când vine vorba despre produsul acesta, asta dacă mă gândesc la clientele mele. Faptul că are aici burețel și nu se poate folosi sau nu se poate dezinfecta de la o clientă la alta, ceea ce înseamnă că ar fi un pic mai dificil de aplicat pe tenul clientei, și dacă îl folosiți pe o perioadă mai lungă de timp, e posibil să se tot murdărească, umple de bacterii și să aveți tot felul de probleme cu el. Însă, în rest, pentru uz personal, mi se pare foarte fain, așa că hai să-l desfacem. Nu e desfăcut, nu l-am desigilat cu toate chestiile astea pe care le are puse de cei de la DM și nu numai. Dar da, hai să vedem exact. Online, de fapt eu m-am uitat pe YouTube să văd un pic. Pe YouTube ziceau că ar fi 5 nuanțe diferite. Eu când am fost în DM, când am fost în DM am găsit doar 2 nuanțe diferite. Era acesta și încă unul care mi se părea cu un subton un pic mai rece. Asta ar putea fi o problemă. Stați că mai are aici o etichetă pe care trebuie să o desigilez. Și cum desigilez de aici? Cred că de aici. Asta ar putea fi o problemă în ideea în care... Na, 2 nuanțe, 3 nuanțe. Am văzut online că erau și niște nuanțe de alea închise pentru negrese, dar na, la noi nu prea ar fi nevoie. Așa. Dar chiar și așa mi-ar fi plăcut mai mult, sincer, să aibă o varietate mai mare de nuanțe, nu știu, să fie cel puțin 5-6, să fie cu subton cald, cu subton rece, cu subton neutru. Nuanța mea este 01 Light Clear. Nu știu, din ce am văzut tot așa pe online, seamănă foarte tare și zic că ar fi un dupe după... stați așa că i-am făcut o poză după acesta de la... Sper să-l vedeți. De la Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, care este... un produs foarte interesant, se poate folosi și pe post de iluminator pe sub fond de ten, se poate folosi și ca o bază, se poate folosi și ca iluminator peste fondul de ten. Ei ziceau pe online că ar fi și acesta ceva asemănător. Acum o să vedem, nu am absolut nimic pe ten în afară de produse skincare și... De fiecare dată știu că trebuie rotit de mai multe ori până să înceapă să iasă produsul. Bine, asta când îl folosiți pentru prima dată. Uite așa. Deci, se vede aici produsul. Eu n-am absolut nimic pe ten în afară de crema de față, crema de ochi și SPF. Așa arată tenul meu în momentul de față. Nu e nici în cea mai bună formă, nici în cea mai nașpa formă. Nu știu neapărat dacă este potrivit pentru cineva cu ten gras. Pentru că totuși e vorba despre un produs glowy, adică strălucitor, dar o să-l testăm. De această dată am să-l aplic pe toată fața să văd exact cum arată, cum se așează, cum se blenduie și așa mai departe. Dar să știți că se poate folosi și pe post de iluminator doar în zonele în care vreți să iluminați. Se poate folosi sub fond de ten, peste fond de ten, cum vreți voi. Dar hai să vedem exact. V-am zis, o să-l folosesc doar pentru mine, așa că... pentru studio, dacă vreau, o să cumpăr altul. Teoretic, din ce am înțeles, acoperire nu ar trebui să aibă foarte mare. Pielea mea este foarte uscată în ultima perioadă, pentru că am început să folosesc un produs cu retinol, care, deși tenul meu, în general, este obișnuit cu retinol, sau cel puțin eu asta credeam că este obișnuit cu retinol, și folosesc retinolul doar de 2 ori pe săptămână, dar pielea mea se usucă, te zici că sunt o șarpe. Da, atât am pus pentru moment. Nu-mi dau seama dacă culoarea ar fi sau nu potrivită pentru mine.
Pe jumătatea aceasta de față vreau să blendui cu pensula să văd exact cum se aplică și pe cealaltă jumătate cu degetele pentru că vreau să-i simt și consistența și să văd cum e. Bun. Deci, pe partea aceasta l-am aplicat. După cum vedeți, este destul de glowy. Hai să vin un pic și mai aproape de voi. Este destul de glowy. Tenul meu strălucește. Însă, cel puțin acum la început, are o strălucire așa ca și o piele sănătoasă. Nu are deloc acoperire. Adică mie nu mi-a acoperit absolut nimic pe aici. Pe cealaltă jumătate o să aplic cu degetele pentru că vreau să văd cum se aplică și așa. Vedeți, nu are acoperire bubița asta care este un coș, mie nu știu exact ce este. Nu mi l-a acoperit absolut. Și am și un fir de păr pe față. Nu mi l-a acoperit absolut deloc, deci acoperire nu are. Dacă voi vreți să-l folosiți pentru... Ai mai jos. Dacă voi vreți să-l folosiți ca și fond de ten și vă doriți un produs cu acoperire, nu vi-l recomand, însă arată foarte, foarte frumos pe piele. Îmi place că lucește, dar un luci așa mai natural, mai frumos, nu e luciul acela inestetic. Și aici, nu știu de ce, am o pată pe roșie pe buze, deși chiar n-am nimic acolo. Nu este luciul acela inestetic de piele grasă sau așa, arată destul de bine pe piele. Ce pot spune așa la prima aplicare este că îmi place cum arată mai mult aplicat cu degetele. Aici a absorbit un pic pensula și nu are... Aici are o acoperire un pic mai mare și a uniformizat mai bine decât pe partea cealaltă. Dar, da, și pentru prima impresie nu e rău. Acum depinde și ce vreți voi. Îmi zicea cineva că am mai testat în trecut și vrea să vadă cum e acesta și așa. Eu n-am testat nimic. De ce, în afară de anticearcănul care îl folosesc eu de la ei, nu am testat niciun produs asemănător, nu am testat nici varianta de la Charlotte Tilbury, deci nu pot să fac o comparație între cele două, dar online am văzut că sunt comparate și că acesta ar fi un dupe. Eu l-am găsit în DM cu 68 de lei, dar am avut și un cupon de 25% reducere la ei, așa că am plătit mai puțin pentru el. Mi se pare un produs mișto, acum depinde și cum o să reziste pe parcursul zilei și cum o să reziste pe tenul meu gras, care se schimbă așa un pic de la un sezon la altul și mai ales acum că folosesc produsul acela cu retinol. Dar așa aplicat nu e rău. Cred că este un pic mai indicat pentru persoanele cu ten uscat și pentru cele care vor luminozitate. Dar ca să văd așa, de exemplu, acum mare lucru nu face. Oferă un pic de luminozitate tenului, dar nu are acoperire, nu are nimic. Eu ce vreau să-l fac este să vin să-mi aplic un fond de ten peste, să-mi fac un machiaj complet și să mai filmez un video pentru voi tot așa pentru săptămâna care vine și să testez să văd exact cum se aplică fondul de ten peste, dar asta după ce fac toată rutina de machiaj și filmez și celălalt video pentru că am un set de produse pe care abia așteptat să pot să-l filmez în compania voastră. Și după ce voi face acest lucru, am să vin înapoi la voi. În videoul acesta și am să vă spun exact ce părere am, cum arată pe ten aplicat cu fondul de ten peste, cât e de glowy, cât de tare îngrașă tenul și cum este. Dar asta un pic mai târziu. Acum, mă duc, mă machiez, filmez celălalt video, mă termin de aranjat și tot și după ce revin aici la voi. Gata, hai că am terminat de filmat și al doilea video, m-am și machiat, m-am și aranjat și să știți că lucrul acesta și anume machiajul ochilor o să-l vedeți în clipul de miercuri pentru că acolo testăm împreună o nouă paletă. Ce pot să spun despre minunăția aceasta de 4 în 1 de la Maybelline? Fondul de ten s-a așezat foarte frumos peste.
Arată bine. Bine, v-am zis, tenul meu este un pic amuscat în momentul de față și e un pic mai dificil de lucrat cu el. Dar mi se pare că fondul de ten s-a aplicat foarte bine peste, s-a blenduit bine, arată bine, e un pic mai luminos. Acum nu-mi dau seama dacă e luminos de la produsele de skincare sau așa, sau dacă este luminos de la produsul acesta. Pentru a face o părere completă despre el, trebuie să-l testez un pic mai mult timp, mai multe zile la rând și să văd exact și cu alte fonduri de ten cum se împacă, dacă arată la fel de bine sau nu, ce e și cum e. Însă, până în momentul de față, n-am nicio părere proastă, nicio părere bună despre el. Nu știu ce să cred, nu știu dacă ei ziceau la un moment dat că este și un primer, adică o bază de machiaj. Sunt foarte curioasă dacă machiajul meu o să reziste mai mult timp folosind produsul acesta pe dedesubt. Ca și acoperire, după cum ați văzut, nu acoperă aproape deloc. Deci dacă sunteți în căutare de un produs care să vă ofere și acoperire, fie aplicați vreo 3 straturi din ăsta și o să luciți ca un bec, fie mai aplicați peste un alt produs. Eu mai degrabă l-aș folosi și cred că am să-l folosesc. Singur, cu siguranță nu, pentru că nu mi oferă absolut nimic în afară de foarte puțin luciu și un pic de strălucire nu mi oferă nimic. Însă eu o să-l folosesc cel mai probabil tot așa ca bază de machiaj pe sub fondul de ten. Așa da, l-aș folosi și vreau, poate într-un alt video împreună cu voi sau poate am să-l folosesc eu singură, să-l folosesc peste fondul de ten pe post de iluminator. Sunt foarte curioasă cum ar arăta și pe post de iluminator. Aici zice că ar fi BB cream. Eu nu cred că ar fi și un BB cream, pentru că are o acoperire extrem de mică, aproape insesizabilă. Și totuși un BB cream are o acoperire un pic mai bunicică decât acesta. Dar dacă voi nu aveți probleme cu tenul, aveți nevoie doar de un pic de uniformizare sau poate de un pic de luminositate, atunci ar fi produsul perfect pentru voi. V-am zis, costă 68 de lei, îl găsiți în DM în momentul de față, nu l-am căutat în alte magazine, eu acolo l-am văzut, acolo m-am dus, l-am cumpărat. L-am luat cu 25% mai ieftin pentru că am avut un cupon de reducere la ei. De asta îmi și place să mă duc la ei la cumpărături de multe ori, pentru că primesc tot felul de reduceri. Și de multe ori găsesc produse la un preț mai bun. Este adevărat că unele produse sunt mai scumpe decât în alte magazine, însă altele sunt mai ieftine și cumva se compensează. Și știți că eu v-am mai zis de foarte multe ori că, din păcate, timpul nu mai permite să stau și să bat magazinele și nici nu mai îmi face plăcere atât de mult ca și înainte să stau să pierd vremea prin magazine. Prefer să mă duc într-un singur magazin și să-mi cumpăr de acolo tot ce am nevoie. Și în plus de asta, la ei au, cred că de anul trecut, nici nu mai știu exact de când, au campania aceea cu mereu avantajos, ceea ce înseamnă că pentru o perioadă foarte lungă de timp, prețul produselor nu se schimbă, rămâne același și atunci știu că mă duc să cumpăr astăzi dischete pentru studio sau pentru mine acasă, mă duc peste o lună, prețul este același, sau dacă am nevoie de alte produse, acum dischetele mi-au venit în minte, dar de exemplu și ăsta nu mai știu sigur dacă face parte din campania mereu avantajos, însă în momentul în care vă uitați la raft, acolo unde sunt etichetele, fie scrie mare cu roșu mereu avantajos, fie scrie un pic mai micuț, așa că trebuie să vă uitați. Sunt foarte curioasă dacă voi ați testat produsul ăsta și ce părere aveți de el, că eu nu sunt încă, cum ar zice englezii, I'm not sold, adică nu sunt convinsă că e ce trebuie, dar trebuie să mă mai joc un pic cu el. Așa că despre asta a fost clipul de astăzi, sper să vi se fi părut interesant dacă tot ați votat că vreți să-l vedeți. Cu siguranță o să mai testăm și alte produse și abia aștept să văd ce noutăți mai apar. Și pe lângă asta, dacă vreți să vedeți cu ce am, cum am reușit să fac eu lucrul meu de astăzi, atunci haideți și miercuri la ora 20, tot pe YouTube, să vedeți exact. Până atunci, să aveți niște zile minunate. Vă pup!